avem podiumul cu anțelul de plic și avem podiumul cu competențele și cu modul de transfer de plic a bolnavului care este stabilit în 2016. Spitalele au fost clasificate în 1, 2, 3, 4 și nu vorbesc de clasificarea care s-a făcut acum 2 ani, vorbesc de ordinul 1764, în care avem clasificarea pe competențe și pe dotare și pe specialități de gardă. Deci asta este clasificarea în care noi. Dacă luăm sistemul de urgență, sistemul de urgență include toți acești actori, începând cu populația, pompierii, echipele de prim ajutor de la pompier, ambulanța, medicii de familie, echipajele de terapie intensivă, echipajele de intervenție aeriană. Deci vorbim de un sistem extrem de complex, al cărui actor, toți trebuie să lucreze împreună.